Salut și bine ați venit pe canal, așa cum scrie și în titlu, astăzi o să facem un unboxing. Unboxing la The Castle of Burgundy. Mă rog, se reflectă soarele în folie, o să dăm jos, nicio problemă. Am mai jocul, e varianta Special Edition, cea cu miniaturile Sandra. O să vedem exact și cum arată. Am primit și un plic de mulțumire, așa cum fac cei de la Wake Realms, în care, mă rog, îmi spune despre Dear Backer. Mulțumiri și mai departe, semnături pe aici, lui Stephen Phil și alții. Faptul pe spate e o chestie cum că dacă apar probleme înăuntru, o să vedem dacă sunt ce trebuie să fac și să-i anunț pentru a evita aceste lucruri. Lăsând asta la o parte. Bun, o să mut camera sus, așa cum facem de obicei. O să cântărim, că să știți că jocul e destul de greu. Mai mult de atât, dacă vă uitați, vedeți că el nici nu se închide bine. Știu că după ce o să facem punch și așa mai departe, ar trebui teoretic să vină la fel. Acum e probabil că e foarte mult carton înăuntru, pe care o să-l aruncăm. Bun. Dar să știți că e destul de grea și cutia e destul de mărișoară. O să și măsurăm, am aici tot ce-mi trebuie și cântar și riglă și moneda pentru perspectiva. Mutăm camera sus și trecem mai departe. Bun, o să începem prin a cântări jocul. Sunt tare curios ce greutate are. Luăm cântarul. Să vedem cât ne indică. 3800 și un pic. Deci cam 3 kg 800. Wow, aproape 4. Să-l măsurăm. 27 cu 37 și sunt curioși de înălțimea. Cel puțin de acum 18. Vans, ia o să se mai micșoreze imediat. Bun, nu v-am zis, e de la Wake Realms, de fapt jocul e făcut de cei de la Wake Realms, pentru că de conform și a ceea ce am primit acolo, au dorit oportunitatea de a lucra la acest joc, care e un joc clasic, toată lumea a auzit de el, mă rog, toată lumea, cei care sunt din comunitate. 1-4, jucători 90-120 de minute, 14 plus, zic ei aici. Și 7 din 10 bănuiesc, nu știu, nivel de dificultate, habar n-am ce înseamnă asta. Ok. Special Edition. Imediat. Vedem. Stefan Feld sau Stefan Câmp, dacă știu că Câmp nu se scrie cu așa, dar e gluma mea pe ziua de azi, că n-am alta. Bun, încercăm să scoatem capacul. Și avem rulebook. Curios, nu e lucios acest regulament, e dintr-o hârtie mată. Ok, nu am mai văzut un regulament dintr-o hârtie de asta. Nici nu știu de când, nici nu știu dacă am văzut. De ce sunt toate lucioase. Dar asta nu e un lucru rău, să știți. Dă o notă așa de vintage. Bun, deci 28 de pagini. Punem deoparte. Așa, help sheet. Bun, și avem una. Asta nu știu ce. Astea sunt cu toate tile-urile. Bănuiesc că o să aibă fiecare câte una. Da, sunt 4. Și ăsta, Chosing in Place, da, nu știu. Help sheet-uri, na. Punem deoparte. Dăm și asta e tabla de jucători. De fapt, tabla generală, nu-i tabla de jucători. Bun. Mai zoom, mai out n-am cum, ăsta e maximul. Și avem de la 1 la 100. Și asta e tabla de jucător.
pe două fețe. Sincer, nu prea știu care e diferența dintre ele. Bun. Punchboard-urile. Ia să vedem, avem aici și o monedă, să facem o mică comparație, deci pentru perspectivă. Ok, se vede că e mai mare decât moneda. Grosimea, cred că nu știu dacă s-a focusat bine, un pic mai subțire decât o monedă de 50 de bani. Dăm deoparte. Alt punchboard, vedem pe spate textul. Alt punchboard. Și încă unul. Toate par a fi la fel calitativ, n-am ce să insist aici. Ok, asta cred că din extensia cu Vineyard. Ok, și asta cred că tot de acolo. Bun, și am ajuns la table de jucător. Asta e tabla pentru fiecare jucător, trebuie să avem 4, 2, 3, 4. Bun. Dual layer. Se vede, bănuiesc că da. Ok. Asta ar trebui, cred că să intre pe aici, pe undeva. Habar n-am cum intră astea, cum se folosesc astea. Nu are rost să arată, mă rog. Nu știu. Habar n-am să le aranjez. Da, jocul efectiv eu nu l-am jucat niciodată. Am auzit pe toată lumea laudându-l, sunt 5 table de astea. Ok, nu, văd cum mai avem. Ok, ha, și astea sunt față versă. Bun, ceva silicoane și ok, interesant, aici să punem o grămadă, deci insertul pare interesant. Dăm cutia să studiem ce avem aici. Pentru standee, 4 chestii. Astea sunt niște castele. Hai mă, deschide-te cu greu. Asta avem tracărele. Ce greu este asta? Ia să dăm noi un pic de zoom. Așa. Bun. 4 culori, da? Stai să căutăm moneda unde am pus-o. Vedem perspectiva. Bun, ce mai avem aici? Tile-uri din lemn. Wow! Arată foarte bine astea. Sunt lăcuite. Lacul este o chestie care se dă deasupra ca să fie lucios așa, să protejeze lemnul. Destul de groase, dacă vă uitați. Vedeți, nu știu dacă s-a focusat bine. Așa, se vede diferența, deci e cam duble cât o monedă, arată foarte bine aceste tile-uri. Zaruri. Interesant, interesant și designul lor.
Se pare că-s două pe culoare, mai puțin albul. Vedem. Ok. Ce mai avem aici? Săculeț. Și nu unul, avem mai multe. Au! Astea-s din piele. Mă rog, nu știu dacă chiar e piele, dar așa pare. O fi piele sau imitație de piele, deci... nu, cred că e piele, chiar cred că e piele. Nu sunt o mare expert în piele, dar așa zic eu. Sau v-ați luat vreo imitație de piele. Și avem galben, verde, beige și negru ăsta, în care nu știu de ce era în pungă și restul nu. Bun. Deci 4 jucători, 4 săculețe. Monede metalice. Ok, 50 de bani. Un pic, foarte puțin diferență între... Deci 50 de bani foarte puțin mai mare, foarte puțin. Pus la fel pe ambele fețe. Așa. Așa, ia să vedem și câte sunt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Douăzeci și patru. Dar să aibă și o indicație cum se pun în insertul ăsta lucrurile. Pare destul de interesant insertul. Bun, dăm deoparte. Continuăm. Unboxing. Uite, asta nu știu de unde ce e cu ea, cred că... Mă rog, ne importă. Aoleu, ce grea asta. Dau un pic de zoom out. Așa. Și... castele. Perspectivă, revenim cu zoom in. Okay. Vedem baza mai mare decât cea de 50 de bani. Și avem destul de multe, asta e altă variantă pentru alt model mai înalte. Văd că avem 4 din fiecare. Al treilea. Așa, și ultimul. Bun. Sper că s-au văzut bine toate. Marcare, marcatoare. Ok, 1. Ăsta e al doilea. Al treilea și al patrulea. Bun. Cam asta sunt. Vedeți aici perspectiva. Hai să vedem și ce lungime au. Și avem 3 cm, 4, 3,5, 4,5. Asta e cel mai mare. Bun. Continuăm cu chestiile astea. Astea sunt ca să nu fugă tile-urile. Deci se pun pe asta, din câte știu eu. Așa. Ei, acum am înțeles eu de fapt cum vin astea de aici. Deci, l-avem pe ăsta.
se ia unul din aceste chestii, se pune aici. Așa. Ăsta e un pic îndoit aici, dar mă rog. Hai să dau un pic de zoom out. Așa, deci ăsta a intrat fix aici. Și ar trebui să stea și ăsta așa. Așa. Iar când punem tiler-ul, le punem deasupra. Ca să nu fugă. Bine gândită treaba asta. Arată chiar foarte bine. Și dacă vă uitați așa, vedeți, nici nu este în relief. Exact dacă vă uitați. E fix foarte bine făcută. E fix cât ăsta. Nu este în afară. Bun. Și astea sunt multe. Nu știu câte, 60, să zic, 50, 60, habana, zic și eu. Bun, dăm asta deoparte, mergem mai departe. În cutie ce mai avem? Încă un bag mai mare, mult mai mare decât celelalte, comparativ. Vedeți? Mult mai mare. Și asta tot din ceea ce s-ar putea să fie piele. Ce avem aici? Asta e chestia care e extensie, de o extensie, nu știu, parcă vine, habar n-am, nu știu. Că avem două, dar cred că avem mai multe. Cred că s-ar putea să avem, da, 3, 4 chiar. Foarte bine ambalate, deci 4. Aha, uite, ăsta e unde punem astea. Ia. Asta intră aici. Nu intră astea, nu intră astea, nu știu. Intră și aici ceva, niște chestii, niște tile-uri, parcă, dacă mi-aduc eu mie minte. Habana. Astea cred că intră. Mă rog, arată bine asta. Foarte bine. Ce aș vrea ca să am niște car holdere de așa vreo. Ce să aibă fiecare la masă. Bun, ce mai este? Cărți și asta e tot. Hai să ne uităm un pic și până el. Rapid. Așa. Bun. Cam ăsta e jocul. Ultimul insert. Și atât. Așa. Acesta a fost unboxing-ul la The Castle of Burgundy Special Edition de la Awaken Realms. Până data viitoare, vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să vă mai și jucați. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține, link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună. La revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.